Redacția 360medical.ro l-a invitat pe doctorul Laszlo Otilo, secretar în cadrul Comisiei de Sănătate din Senat, să creioneze un top al celor mai importante acte legislative, proiecte, legi din sănătate, care ar trebui neapărat adoptate în 2022 pentru o mai bună eficientizare a sistemului medical din România. Prima în top în această clipă, legea vaccinării, care instituie niște elemente noi care sunt reglementate și avem reglementările în legislația secundară, terțiară, dar destul de anevoioasă, și ar trebui să avem capacitatea, pe de o parte, să depășim această situație clinică, pentru că ea ce prevede? Statul să asigure cantitățile necesare pentru o perioadă mai lungă, să asigure lanțul de frig până la utilizatorul final, lărgirea celor care pot vaccina, crearea condițiilor, inclusiv a locațiilor, și apare inclusiv posibilitatea de a se vaccina în farmacii, sau vedem zi de zi reglementările legate de centrele de vaccinare care au fost înființate, și în același timp ar mai crea condițiile ca în cazul vaccinurilor opționale, să fie o posibilitate de rambursare a lor. Și cred că ar fi un pas înainte, și de asta am început cu acest lucru, pentru că suntem într-o perioadă în care vorbim foarte mult de necesitatea vaccinării și în același timp vorbim foarte mult despre șansa de a privi în viitor. Și să nu se supere nimeni, nu vom rezolva niciodată pe termen lung, doar prin testare, această problemă. Măcar pe o perioadă ceva mai lungă, vaccinarea este singura cea care ne asigură o oarecare siguranță și un mediu sigur unde să trăim. Și practic aici văd eu cheia să ne recăpătăm vechea viață cu care am fost obișnuiți. De ce mai are nevoie această lege ca să primească undă verde? Că practic o avem de 3 ani pe tapet. Este de 3 ani jumate. Acum câteva luni am ajuns ca ea să fie inclusă pe ordinea de zi a ședinței Camerei Deputaților, după care ne-am trezit că a fost retrasă la comisie. E chestie de voință politică și sper să avem capacitatea de a ne asuma. Mă scuzați. A doua lege pe ordinea topului, care ar fi? Eu m-aș aștepta, intenționat nu vă spun lege, dar aștept cu mare nerăbdare normele de aplicare a legii prevenției și depistării precoce a diabetului, unde ne-am arătat oarecum disponibilitatea de a continua discuțiile cu toți cei de implicați pentru a contribui la acel draft al Ministerului care să facă o astfel de lege funcționabilă, și sper să discutăm cât de curând și despre normele de aplicare a unui legi care a deschis porțile să existe și oarecare, n-aș numi o neapărat liberalizare, dar trebuie să vă spun că avem o lege care a fost promulgată de domnul președinte, care spune că orice medic specialist poate deveni și medic de familie. Ceea ce deschide porțile spre o asigurare unei activități de asistență medicală mai specializate și la acest nivel.
cu condiția ca casa să le asigure pe de o parte un contract pentru activitatea de medic de familie plus ambulatorul pentru specialitatea care o deține. Adică, cu alte cuvinte, un medic specialist în cardiologie sau în ORL sau în nu știu ce altă specialitate medicală alta decât medicina de familie poate deveni și medic de familie, poate presta servicii de medicină de familie. Da. Da. Și practic ea a fost pregătită tocmai pentru a începe sau a crea condițiile introducerii plății pe rezultat. Intenționat am vorbit de acest lucru pentru că sper, dar de vreo 9 ani tot discutăm de necesitatea revizuirii legislației sanitare. La ora actuală, legea 95 a fost modificată de vreo 1600 de ori. E depășită. Avem articole modificate de 5 ori în același an. Deci, chiar dacă orice lege foarte probabil ar păstra o mare parte din actuala legislație, dar cred că sunt relativ puține acele capitole unde nu ar trebui intervenit, începând de la sistemul instituțional până la modalitatea de finanțare și terminând cu, nu știu, plata serviciilor sau tot ce înseamnă sistem sanitar. Deci, sper să avem o nouă lege a sănătății sau să avem un cod al sănătății. Și în același timp, cred că pentru anul 2002 ar fi important să luăm în discuție modificarea Constituției, iar această Constituție să prevadă ca legea sănătății să devină o lege organică. Asta presupunând o dezbatere în Parlament, adoptarea unei forme care să nu mai fie modificată sau nu mai poată fi modificată așa de simplu cum a fost cea actuală. Legea sănătății fiind o lege ordinară, putea fi modificată cu jumătate plus unul din cei prezenți în sală și din 2006 s-au și modificat. Iar în orice domeniu am vorbit sau ne-am desfășurat activitatea, cred că cel mai important lucru ar fi să ai o legislație stabilă, predictibilă, ca să-ți poți proiecta cariera sau activitatea în viitor. Și asta ar fi cel mai important. Și de asta mi-aș dori ca atunci când să avem capacitatea să vorbim sau să demarăm procedura de modificare a Constituției, ea să aibă astfel de prevederi, care sunt legile organice și care sunt cele ordinare. Nu vă ascund faptul că m-aș bucura dacă legea sănătății ar ajunge ca Senatul să fie camera decizională, dar este o părere personală și foarte probabil aici vor fi multe discuții. Nu de alta, dar sunt foarte multe legi asemănătoare complexe în cazul cărora Senatul este camera decizională și un astfel de exemplu este chiar legea învățământului și există aceste corelări cu legea sănătății. Și în același timp m-aș bucura dacă în acest an am demarat discuțiile și grupurile de lucru deja funcționează și funcționează bine, să avem o primă variantă a legii de prevenție a cancerului și să avem un plan național de cancer cu toate elementele sale pus în aplicare, inclusiv la nivel legislativ. Planul național de cancer așteaptă și el de mulți ani.
ce îi trebuie ca să primească planului undă verde? Planului Național de Cancer îi trebuie hotărâre de guvern prin care să își asume o finanțare multianuală de punere în aplicare a acestui plan. Datorită faptului că batem pasul pe loc, s-a luat această decizie să o ridicăm la nivel de lege și să nu mai așteptăm până cineva se decide de a-l finanța sau nu. Este un angajament care ni l-am luat, noi ca țară, că este prioritară activitatea noastră. Din moment ce ne-am luat-o noi ca țară, avem această posibilitate de a o ridica la nivel de lege. Asta s-a făcut și cu TBC-ul, avem o lege împotriva, o lege de combatere a tuberculozei. După ce ne-am luat angajamentul că diabetul este o prioritate pentru toată lumea, a apărut și legea diabetului. Și astfel am putea merge și ăsta este motivul pentru care mergem și în direcția oncologiei. Da, trebuie să avem astfel de facilități și încă o dată rolul nostru e de a crea condițiile ca pacientul să își primească ceea ce îi cuvine și specialistul să aibă capacitatea și locul unde să acorde această asistență. Este una din prioritățile noastre și chiar dacă există această posibilitate să nu se finalizeze, dar cel puțin la nivelul grupurilor de lucru, văd că lucrurile evoluează foarte frumos.